Oriflame prezintă rubrica Frumusețe în oglindă. Are you the one? Pentru prima dată în anul 2014, compania Oriflame a susținut Săptămâna Modei de la Stockholm, fiind sponsorul și artistul make-up al acestui eveniment. Tot în această zi a avut loc și prezentarea noului brand de produse cosmetice decorative The One, care are ca leitmotiv feminitatea. Astfel, evenimentul a întrunit case de modă cu nume notorii care și-au prezentat colecțiile, una dintre cele memorabile fiind parada designerului Valerie. M-am inspirat din stilul anilor 60, iar prezentarea se numește Noir sur Blanc, în traducere negru pe alb. Sub îndrumarea specialistului în machiaj și cosmetică Oriflame Jonas Rummel, stiliștii au transformat podiumul într-o sărbătoare a frumuseții și stilului. La evenimentul grandios, compania Oriflame a invitat personalități din lumea modei ce întruchipează valorile brandului The One, pe care urmează să le împărtășească fanilor și cititorilor. Printre aceștia se numără vedete de televiziune, blogeri, designeri, jurnaliști, modele, stiliști. Și Moldova intră în categoria celor care reprezintă brandul The One, fața acestuia devenind nimeni alta decât fermecătoarea prezentatoare a postului de televiziune Jurnal TV, Lilu. Eu sunt foarte fericită pentru că am fost prima femeie din Republica Moldova care a încercat produsele The One și sunt foarte onorată pentru că această companie, Oriflame, a ales pe mine să fiu imaginea acestei serii de cosmetice. Rimelul este absolut fenomenal, un volum pe care orice femeie și-l dorește, pentru că eu în fiecare zi port machiaj, sunt foarte mulțumită de aceste produse. E recomandat pentru toate femeile care vor să fie în vogă, care știu despre toate tendințele modei, iar aceste produse de origine suedeze sunt foarte sănătoase și în același rând pun feminitatea femeii în prim plan. Eu nu pot decât să vă îndemn să încercați și voi și sigur veți rămâne foarte mulțumite. Are you the one? Rubrica Frumusețe în oglindă a fost prezentată de către compania Oriflame.